Bună ziua, dragele, și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba și literatura română de clasa a 7-a, în care vom vorbi despre timpul în textul narrativ. Vă propun să ne reamintim câteva lucruri despre textul narrativ. Acesta prezintă o succesiune de întâmplări într-o ordine cronologică și logică. Acțiunea din cadrul textelor narrative este plasată, după cum bine știți, în timp și în spațiu. Timpul desfășurării acțiunii este redat cu ajutorul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte numite indici temporali. Cum descoperim acești indici temporali? Răspunzând la întrebările când, de când, până când sau cât timp. Să luăm câteva exemple de indici de timp. Acțiunea se poate petrece în orice anotimp: primăvara, vara, toamna sau iarna. Acțiunea se poate desfășura într-un anumit moment al zilei: dimineața sau noaptea, la prânz sau seara. Putem avea și subdiviziuni mai mici de timp, precum orele și minutele. Acțiunea se poate petrece la ora 12 și 25 de minute sau la ora 10 și 10 minute, de exemplu. Și indicii de timp pot fi combinați ca în exemplele de mai jos. Astfel, acțiunea poate avea loc într-o zi de iarnă sau într-o seară de primăvară, într-o dimineață de toamnă, într-o noapte de vară. Timpul întâmplărilor dintr-un basp este imprecis. Evenimentele sunt imposibil de situat în timp, fapt semnalat și de formulele cu care încep textele. A fost odată ca niciodată. De mult, tare de mult. Acum am o provocare pentru voi. Vă propun ca până data viitoare să creați o narațiune de minimum 150 de cuvinte cu o temă la alegere, în care acțiunea să se petreacă într-o seară, la ora 6, primăvara. Ați ajuns la finalul acestei lecții și vă felicit! Nu uitați, pentru ca o narațiune să fie reușită, timpul în care o plasați trebuie ales și prezentat cu grijă. Pe data viitoare!